Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici un Silver cu 146 de Gold, Hell Spirit, Giant Snowball, un Golden Chest care are 603 Gold, Royal Delivery, Bomb Tower, Skeletons și Valkyra. Mai avem aici un Magical Chest, în care avem 1504 gold, avem muschetiră, Royal Hogs, Giant Snowball, Electro Dragon, Bowler, Goblin Cage și gărzi. Bun. Hai să deschidem și Crown Chesturile. Cred că avem vreo 4 sau 3 Crown Chesturi. Hai să vedem. Avem gold, avem gemuri, Wizard, cu tremur, Ice Spirit și Cannon Card. Okay, și încă unul în care avem gold, 3 gemuri, Royal Delivery, Skeleton Barrel, Goblin Giant, Battle Ram și cam atât. Bun. Hai să donăm și prin clan. Ok, și vom continua cu meciurile din Triple Draft Challenge. Da, hai să dăm drumul cu primul meci. Vedem că am obținut 2 victorii și 2 înfrângeri. Hai să luăm Hunter-ul aici. O să luăm și Hog-ul. Mai luăm săgețile. Rascal și sau... Hai să luăm Rascal și... Sau Valkyrie, am fi putut. O să luăm aici Cannon Card-ul. Să mai luăm Tesla. Luăm rachetă, deși era bun Freeze-ul mai degrabă. Și Dark Scape. Bun. Hai să vedem cum ne descurcăm cu această configurație. O să începem cu Cannon Card pe partea dreaptă. Ok. Așa avem un început bun de match. Scos acolo turnul, am scos și acel Royal Delivery care venea amenințător. Bun, și avem un start excelent de meci. Trebuie doar să rezistăm până la final cu acest avantaj și vom obține victoria. Punem din nou Rascal și pe partea dreaptă. Ok, și a folosit un lining acolo. Trimitem și Cannon Card-ul. De acel flying machine. Da, și dăm destul de mult damage și pe turnul din stânga. Spunem Tesla. Trimitem și Rascal și ne punem și Hunter în partea dreaptă. Bun. Și în continuare avem acest avantaj al unui turn doborât. Vom scoate și pe al doilea probabil. Da, 2 hituri sunt suficiente. Aici mai sunt 11 secunde în care nu se mai pot întâmpla prea multe lucruri. Și chiar dacă ne-ar fi doborât un turn, tot am fi obținut victoria. Bun.
Hai să continuăm cu încă un meci. Da, ne luăm aici reward-ul, acest golden chest, în care avem gold, goblins, skeleton barrel și skeletons și un elixir și 10 elixir collector. Bun, între timp s-a mai donat ceva în war, nu. Bun, dăm drumul și cu al doilea meci. Ok, destul de greu, o să luăm golemul. Să luăm și magic archer-ul. Vreau rachetă. Un bomberul. Aș zice arcașele. Putem să mai luăm... Hai să luăm tornado. Luăm și Valkyra și aș vrea un... Ok, o să luăm... Hell Spirit-ul. Sau Thumbstone. Hai să luăm Thumbstone-ul, să atragem cumva trupe în centru în cazul unui atac. Deși aveam și Tornado. Bun, am pus un Mega Knight. Punem Magic Archer-ul, Bomber-ul și probabil Valkyra undeva mai aproape de pod. Ok. Da, scăpăm de acel atac. Și va trebui să începem cu golemul, mă gândesc. Să începem cu golemul, vom pune și Magic Archer-ul cât de curând. În zona asta și ar trebui să tragă în acei beți, dar nu nimerește nici măcar unul din ce avem în poate pe racheta aici. Da, și scoatem Inferno Dragon-ul. Pune Mega Knight-ul probabil pe Magic Archer. N-a pus Mega Knight-ul. A pus un Mega Minion. Ok. Da, am fi putut trage pe King Tower acel... A, faza e care poison, nu? Deci oricum turnul din dreapta e pierdut. Așa că hai să ne ocupăm de acest Mega Knight. Și trebuie să-mi păstrez racheta totuși. Dar hai să vedem. Da, și ne apropiem de victorie. Da, obținem un 3 crown în acest al doilea match. Ok, și vom mai da un singur match. Match-ul cu numărul 3. Vedem, donăm ceva în clan? Da, donăm un golem. Și hai să-i dăm drumul și cu ultimul match din acest episod. Luăm Magic Archer-ul. Am văzut că ne-am descurcat bine cu el. Apoi am putea lua Flying Machine-ul, sper să avem un tank în față. Să luăm din nou racheta. Să luăm Zep. Hai să luăm gărzile pentru defense și avem din nou golem un deck. Bun, aș mai zice să luăm... Nu știu dacă să luăm pompa. Să luăm Rage mai degrabă. Și Tesla. Ei, și cu această configurație ar trebui să ne descurcăm destul de bine. Partea nasoală ar fi dacă ar avea Fireball în deck. Cred că ne-ar scoate
Flying Machine-ul, poate și Magic Archer-ul. Dar haideți să vedem. Bun, trimitem și gărzile în față, să stancheze un pic acel Magical Archer. Ok, și poate vom pune golemul pentru... Hai să tragem acest pe camare. Vreau să punem Flying Machine-ul, care sper să targeteze... A targetat Wizard-ul acolo, excelent. Bun, și trebuie să avem grijă în apărare. Cu acel Pekka mare. Pekka mare pe care l-am mai slăbit un pic cu turnurile. Ok, pune și gărzile. Da, și scăpăm foarte bine din acest atac. Dar trebuie să ne concentrăm pe faza de apărare de acum încolo. Pentru că cu două rachete... Ba nu. Avem nevoie de mult, încă de mult de magic. Dar vom juca foarte prudent totuși. Da, vă spuneam că mi-e frică de Fireball. Dar măcar am pierdut o trupă. Putea să ne prindă două, putea să ne prindă și Flying Machine-ul, dacă l-am fi pus în... apropiere. Da, și să dăm aici o rachetă pe acel wizard. Pune și gărzile. Și aproape de-a scos, da, ne-a scos turnul din partea dreaptă. Destul de nasol. A dat bine acel Eros. Ok, trimitem aici Mega Knight-ul. Nu Mega Knight-ul, golemul. Să dăm și o rachetă. Sper să-i prind acolo ambele trupe. Da, din păcate nu reușim decât... Bun, scăpăm de Pekka mare. Da, vom pierde mereu acel Magical Archer din cauza Fireball-ului. Spunem Flying Machine-ul. Hai să dăm și noi racheta pe Wizard. Spunem și gărzile. Ce nasol! Probabil vom pierde acest meci. Da, n-am avut cu ce să ne apărăm împotriva acelui Pekka mare. Și încheiem acest challenge, din păcate, aici. Băi, dar e destul de ieftin de intrat înapoi. Dar și reward-urile sunt destul de mici. Bun, vom vedea ce vom face. Cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!